Bună ziua și bun găsit la Market Briefing. Sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră de astăzi este, ca de fiecare dată, una în notă generală. Lucrurile discutate sunt opinii, nu recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri, iar efectul de levier le majorează atunci când îl utilizăm. Nu toate instrumentele pe care le oferim, însă, au acest efect de levier. Avem de asemenea de reținut că se poate să am expunere în anumite situații pe instrumente discutate sau altele corelate cu acestea și că performanțele trecute nu reprezintă o garanție a celor viitoare. Ne mutăm atenția către zona piețelor valutare. Mergem deci la EURUSD. 1.13 nivel de suport în prezent, iar mai jos avem 1.12.72, rezistența fiind la 1.13.31. L-am precizat pentru că e o piață destul de liniștită deocamdată și, vedeți, eu mi-aș dori acum să văd mai multe piețe de genul acesta, care nu reacționează la orice adiere de știre sau de publicare ușor surprinzătoare, dar care se mișcă puternic atunci când există argumente solide, cum a fost cel de vineri. Deocamdată am putea spune că în sesiunea de astăzi avem date cu potențial de a mișca această piață la 2 și jumătate. Mai avem pe Evans cu un discurs la 12 și jumătate în SUA, însă nu mă aștept neapărat ca de aici să avem un impact de durată. Janet Yellen, ieri, relativ optimistă, vedeți vreun impact pe dolarul american? Eu nu prea îl văd. Rosengren a spus în această dimineață că, de fapt, a fost în sesiunea asiatică, că nu ajustările de active bilanțiere au creat agitație în piață și că randamentele sunt presate în același timp de dobânzile la nivel internațional, dobânzi scăzute, și tind să cred că are dreptate. Numai că ce nu spune neapărat acolo este că și invers lucrurile funcționează. Adică este cumva un mediu în care SUA și celelalte regiuni economice se influențează reciproc. Bun. Am o întrebare aici, deși am vorbit mult despre piețele de capital, dar e o întrebare relevantă. Pe DAX H1 este format un rising wedge cumva, de scădere nu ar trebui să continue. Deci știți că m-am gândit la această ipoteză, dar am decis să nu o discut. De ce? Haideți să mergem pe un H1. Da? Sunt două probleme aici. Unu, panta este destul de înaltă. Sigur, e bine să fie înaltă, dar nu chiar atât de înaltă. Și doi, scăderea anterioară nu este. Dacă era quasi verticală, atunci l-aș fi adus în discuție. Raportul între panta mișcării anterioare și panta eventualului rising wedge nu este ideal. Dar o formație diagonală spartă în sens descendent nu arată bine pe termen scurt, asta e clar. Însă mai avem o problemă pentru bursa germană, și anume trendul anterior descendent. Deci, chiar fără a putea da note mari de tip Rising Wedge, acestui tipar din format de la început de decembrie până săptămâna trecută, ar fi totuși un setup tehnic nu tocmai entuziasmant. Bun, revenind un pachet de date săptămâna aceasta, ea spune că piața este relativ liniștită acum și cred că e așa prinsă de o logică de tip corectiv care ar putea ajuta pe termen scurt EURUSD. S-ar putea forma aici, încă, atenție, e încă prematur, nu o să las această linie de trend. De ce? Pentru că trebuia să avem un minim și o revenire ulterioară ca să vorbim cu adevărat de o tendință de creștere, dar spun că mi se pare o va fi așa, într-o manieră temperată, amortizată, o șansă de corecție, de continuare a corecției pozitive. Depinde foarte mult însă de ce se mai întâmplă în SUA și cred că argumentele fundamentale sunt iarăși orientate pe termen scurt în defavoarea USD-ului, cu această presiune a democraților pentru mai multă transparență și cu faptul că nu vor să încheie
dosarul să spună da, așa este, am greșit, nu a existat complicitate, there was no collusion, și atunci înseamnă că Trump, președintele, ar fi avut dreptate și ar fi considerat că este urmărit pe nedrept. Se apropie, nu suntem chiar acolo, dar se apropie și o campanie electorală. Lucrurile nu rămân așa fără urme în conștiința publică. Deci este o luptă la acest nivel. Doar că concluziile pe termen scurt despre EuroSD nu sunt foarte clare. În schimb, GBP-USD este în așteptare, dar este o așteptare cu potențial, a spune. E una care promite. Din punct de vedere tehnic, în ciuda acestui breakout peste 1.32.22, aș spune că e mai degrabă o șansă de continuare a mișcării ascendente. Ce se întâmplă în Parlamentul Britanic după un vot de ieri? Parlamentul a preluat controlul în privința procesului de Brexit. Asta înseamnă mai concret că are un cuvânt de spus în privința, deci nu unul consultativ, ci un cuvânt mai greu de spus în privința modului în care va apărea separarea. Există o totală eliminare a scenariului a ipotezei de no deal Brexit? Nu. Dar piețele au simțit că în Parlament avem un curent de opinie care totuși favorizează ori legături strânse, ori renunțarea la Brexit. Acest dans va continua în zilele următoare. Fără surprize din partea dolarului american, ea spune totuși că tendința ascendentă mai degrabă va continua. Ce credeți că a spus premierul britanic la un moment dat în sesiunea de ieri? Că în momentul de față, scenariul de bază, sau cum să spunem, scenariul the default scenario, cel implicit, este de ieșire fără un acord. Piețele, e destul de evident că nu văd acest lucru și văd o continuare a negocierilor în fața publicului, în spatele scenei, în orice caz negocieri care se ducă până la urmă la o soluție, amânare pentru un orizont mai lung, pentru a pregăti o altă înțelegere sau pentru a pregăti un al doilea referendum, care, dacă s-ar întâmpla acum, foarte probabil ar duce la renunțarea la Brexit. Asta este direcția în care merge curentul popular. Vom vedea însă ce se petrece. Nu este ceva, zic eu, prestabilit acum, dar sentimentul meu e că se va evita până la urmă Brexitul. Avem la 11:30 date de creditare, iar la ora 1 mâine CBI Realized Sales, iar în sesiunile următoare, mai degrabă vineri, avem valoarea finală a PIB-ului și contul curent, un deficit de aproape 23 de miliarde de lire așteptat. Deci dacă avem o spargere peste 32, 22, 32.45 și 33.03 sunt de urmărit. Suportul sub 31.64 și nu este exclus să ne mai facă o surpriză, o mică figură, lira sterlină 31.04 și 30.95. Dolar yen își caută de asemenea un suport și părerea mea că are șanse să-l fi găsit. 192 este o zonă puternică și apoi avem un fel de morning star. Noaptea trecută, datele din Japonia, All Industries Activity, lunar slab și mai este o revizuire a datelor anterioare în scădere, de la -0.4 la -0.6, date prea puțin bune care stimulează dolar yen. Rezistența este la 110.34 și 110.67, suportul 110.06, 192 și 109.72. Discutăm și despre euroron acum pe scurt și apoi vom încheia cu segmentul de materii prime. Rămâne suportul la 4.75, dar să vedem cum arată zona de dobânzi. Roborul la 3 luni este acum 3.23, ca și ieri, overnight-ul în ușoară scădere la 3.52. Deci vorbim de o relativă stabilitate care se vede și în privința cursului. În rest, date noi nu avem și se așteaptă cu destul de mare interes forma finală a
ordonanței acelea faimoase care a impus taxe suplimentare pentru bănci și pentru anumite sectoare de energie. Totuși, dincolo de stabilitatea pe termen scurt, tendința pare a fi ușor ascendentă, cu rezistență la 4,7630 și 4,7780 și un suport la 4,75, 4,7340, 4,72. Mulțumesc pentru atenția acordată. Vă urez o zi plăcută în continuare, mult succes și o săptămână profitabilă. Pe curând, la revedere!